Bună ziua, Sfântul Mihai Silviu Chiril, la nou un film pe canalul Mărturisirea Ortodoxă. Aș vrea să abordez în sfârșit o temă care a măcinat pe foarte multă lume, adică a stârnit foarte multe controverse și la care eu m-am abținut până acum să vorbesc despre ea, pentru că n-am avut timp, sincer, și pe care am găsit-o cumva neinteresantă, deoarece practica este, despre care se vorbește aici, este o practică uzuală printre preoții ecumeniști, dar totuși, țin să scot în evidență ceva ce văd că le-a scăpat foarte multor exegeții acestui filmuleț, și anume vorbesc despre acel preot Vasile Ioana, ecumenistul Vasile, preotul ecumenist Vasile Ioana, cunoscut în rândurile ecumeniștilor ca un mare ecumenist, care în urmă cu ceva vreme, luna trecută, cred, a botezat un american și l-a spălat pe spate, cum ziceau comentatorii, adică în loc să-l afunde de 3 ori, cum spune practica bisericească, cum spune canonul 50, el pur și simplu l-a stropit pe spate și l-a spălat efectiv pe spate pe americanul respectiv. Bun. N-am să intru în foarte multe detalii, deși aș vrea să vorbesc puțin și despre acest aspect. Canonul 50 apostolic ne vorbește despre faptul că afundarea completă semnifică îngroparea și învierea cu Hristos de 3 ori, pentru că de 3 zile a durat până în mormânta Domnului și este simbolul coborârii la iad împreună cu Domnul și ieșirea din iad împreună cu el. Deci atât cât de important este afundarea. Tâlcuirea canonului spune, 3 sunt prea de nevoie și cu adevărat cu totul neapărate la taina Sfântului Botez. Apa sfințită, afundarea în apă și scoaterea întreită și chemarea câte 3 ipostasuri cele mai presus de Dumnezei. Continuarea canonului spune, fără de acestea nu numai că nu se săvârșește botezul, ci cu totul nu poate fi numit botez. Acesta este comentariul Sfântului Nicodima Ioritu, la care mai adăugăm și o altă condiție, și anume faptul că Sfântul Simeon Noul Teolog spune că este obligatoriu ca naștere să fie ortodox și anumitor nu poate fi vorba de botez. Deci vedem că sunt 4 condiții pe care Sfinții Părinți le consideră absolut necesare pentru efectuarea unui botez. Apa sfințită, afundarea în apă și scoaterea întreită. Deci, afundarea și scoaterea întreită, da? Și întreirea, caracterul întreit al afundării și scoaterii și nașii ortodoxi. Da? Nu știm ce naș avea acolo părintele Vasile Ioana, dar să ne vorbim puțin despre această afundare. Sfântul Nicodim Maioritul spune aici și văd și este și o practică, cred că și în Muntele Atos, de a nu considera botez cel care a fost făcut prin stropire. Practica este cumva legată și de necesitatea de a-i face pe ortodox să nu confunde botezul ortodox cu stropirea papistașă și să nu accepte stropirea papistașă, dar în condițiile explicate de Sfântul Nicodim Maioritul, dacă afundarea este o condiție esențială a botezului, atunci lipsa ei duce la lipsa botezului complet. Ar fi de discutat pe marginea acestui lucru faptul că această tâlcuire din canonul 50 vorbește și despre practica făcută de eunomieni. Și zice așa, apostolescul acesta canon profeticește, surpă pe eunomiu, care el întâi a născocit pe o singură afundare în botez, dar poate și alții eretici care făceau aceasta în vremea Sfinților Apostoli. Deci vedem că eunomiul acesta făcea o afundare, deci afundarea o făcea, dar făcea una singură. Și canonul acesta pare a fi dat tocmai pentru a arăta greșeala eunomienilor care în loc să facă 3 afundări și 3 scoateri în numele Sfântului, în numele Sfintei Treimi, făcea una singură. Și dacă este așa, înseamnă că de fapt canonul se axează în principal pe întreita săvârșirea botezului
față de afundare. Deci, bineînțeles, afundarea e comună și unuia și alteia. Asta nu înseamnă că afundarea nu este importantă. Asta înseamnă că, cum a spus Sfântul Nicodim al Ghioritu, sunt trei elemente și Sfântul Simeon adaugă pe al patrulea, dar se deschide problema la care, sincer, eu nu pot să dau un răspuns, dacă totuși acest botez este sau nu valid. Da. Cei care merg pe opinia Sfântului Nicodim al Ghioritul, care este deocamdată opinia dominantă în biserică, consideră, nu este chiar opinia dominantă în anumite părți ale bisericii ortodoxe, consideră un astfel de botez că trebuie refăcut de la zero, pentru că îi lipsește un element esențial. Iar în alte părți ale ortodoxiei, cred că și pe la noi, s-a înrădăcinat și ideea că dacă e făcut așa, prin economie, deoarece a fost săvârșit de un preot care a sfințit apa și a fost săvârșit de un preot, a fost săvârșit cu toate celelalte elemente, adică s-a făcut de trei ori, s-a rostit numele Sfintei Treimi, zic aceștia că botezul prin economie ar trebui lăsat așa. Pentru că anumite ori trebuie să-l faci din nou, ori să-l lași așa. Este greu de înțeles cum să mai adaugi ceva la botezul deja săvârșit, dacă spui, da, e valid, dar nu-i complet. Deci o taină e validă, dar nu-i completă, asta nu este teologie ortodoxă. Și atunci, această dispută să nu vă așteptați să o rezolv eu, Mihai Silviu Chirilă, pentru că eu nu am asemenea competență, eu nu sunt nici sinod, nu sunt nici episcop și nu sunt nici măcar preot săvârșitor al unor astfel de sfinte taine și să nu vă așteptați să o rezolve nimeni altcineva decât un sfânt sinod. Deci această dezbatere despre dacă e valid sau nu botezul celui făcut celui botezat în felul cum a fost botezat acest american, dacă e botezat sau nu, această dezbatere o va rezolva cu siguranță un sfânt sinod. Ar fi trebuit să o rezolve, așa a zis, un sinod din Cretă, dar acela a avut alte preocupări. Cei mai mulți, mergând pe ceea ce spune Sfântul Nicodim al Ghioritul, consideră că botezul nu este valid și botează din nou. Dar dacă e vreunul dintre dumneavoastră care vă uitați la filmul ăsta și știți pe cineva care a fost botezat pe stropire și vă întrebați ce ar trebui făcut în această situație, sfatul meu este să mergeți la un episcop. Nu să mă ascultați pe mine. Sau pe altul, sau să citiți pe internet. Mergeți la un episcop ortodox, care e mărturisitor ortodox și nu un episcop de ăsta ecumenist, și vedeți ce zice el. Pentru că până atunci, până când un sinod va hotărâ care este calea corectă și ce se întâmplă cu asemenea botezuri, cred că episcopul are puterea să verifice dacă este ortodox și să hotărească ce trebuie făcut în această situație, nu pot eu să spun. Asta este problema numărul 1 legată de botezul acestui. Un singur lucru însă este clar. Indiferent dacă considerăm botezul valid sau prin economie sau invalid, practica aceasta, săvârșită de preotul Vasile Ioana, este absolut inacceptabilă în Biserica Ortodoxă. Deci este o practică cu desăvârșire greșită, iar preotul Ioana, dacă așa chiar o îl cheamă Vasile, ori Ioana, cred că Ioana se numește numele de familie, se înscrie pe linia papistășească ecumenistă, care nu are nicio legătură. Baptizo în limba grecească înseamnă afunda. Deci dacă numele însuși al botezului înseamnă afundare, cum să-ți permiți tu să-l speli pe spate pe omul? Deci, despre validitatea acestui botez, repet, până la sfârșit va trebui să se pronunțe un sfânt sinod. Singura autoritate pe care o avem acum, fiind Sfântul Nicodim al Ghioritul, care spune că nu este valid asemenea botez, și Natos cred că se practică refacerea lui de la zero, dar despre practica botezării în felul acesta, cred că există 100% consens în biserică că această practică este inacceptabilă.
Nu există nicio scuză că n-am avut cristelniță. Dar nu trebuia să ai cristelniță. Trebuia să te duci într-un lac să-l botezi. Trebuia să pui nu știu, o cadă ceva. Puteai să faci, să inventezi orice. Da? Bun. Cam asta despre problema teologică a botezului. Prima problemă teologică, cea legată de botezul prin afundare. Personal, aș merge pe mâna interpretării Sfântului Nicodima Ghiuritu, dar, repet, eu nu sunt nici preot, nici episcop și nu trebuie să mă luați în seamă pe mine. Sunt preoți serioși care consideră că prin economie o astfel de a botez, deoarece a fost făcut de un preot și a fost făcut cu apă sfințită și toate celelalte lucruri s-au făcut, nu poate fi considerat invalid. Dar asta, repet, este de natura unui sinod să hotărească și aceea ce va hotărâ un sinod ortodox, nu de ăsta Sfântul și Marele Sinod de la Creta, așa va rămâne. Eu aș vrea să mă leg însă de un alt aspect, și anume faptul că atunci când a fost adus la botez, acest tânăr american, sau ce-o fi național, cât o fi el, a fost adus cu semnul robiei planetare pe chip, și în momentul în care a fost pus să citească lepădările de Satan, bietul om avea pe chipul său, ca și ceilalți care se vârșeau taina de aminte și care erau prezenți acolo, semnul robiei lui Satan. Și asta iarăși mi se pare extraordinar de grav, mai ales în condițiile în care, din câte știu eu, legislația României nu mai impune semnul robiei lui Satan în biserici la Sfintele Slujbe. Și l-am văzut pe Bănescu, cetățeanul Bănescu, care are meseria de purtător de cuvânt al Patriarhiei, spunând că semnul acesta al robiei nu este compatibil cu slujbele bisericii și nu trebuie să împieteze slujbele bisericii. Și după 2 ani de zile în care și el și cei pe care îi reprezintă au purtat acest semn al robiei și al dezumanizării și al depersonalizării pe chipuri și au obligat și pe alții să-l poarte. Da? Mie mi se pare la fel de grav, dar v-am arătat cartea Părintelui Zisis despre situația aceasta și cred că Bănescu a citit-o și el, că am trimis-o și eu Patriarhului, și de acolo i-a venit lui ideea asta cu să înțeleagă și el că este semnul robiei, este inacceptabil. Uitați-vă bine la ce vreau să spun, deci tânul american citește dezlegările de Satan, te lepezi de Satan, mă lepăd. Și el purta semnul Satan. Mă rog, semnul robiei planetare, care este o dictatură globalistă în spatele căreia se află duhurile cele rele, adică se află anticristul, se află Satan. Da? Și orice formă de depersonalizare a ființei umane, de caricaturalizare a ființei umane, de batjocorire a ființei umane în genul acesta este inspirată de la Duhul cel Rău și mi se pare incredibil să-l aduci pe un creștin ca rob la o taină care trebuie tocmai să le libereze. Deci să-l aduci pe un om ca rob și să-l pui să-ți citească liberarea de Duhul cel Rău purtând semnul Duhului cel Rău. Deci, iarăși arată că acest preot Vasile Ioana este pe lângă, total pe lângă Biserica Ortodoxă și pe lângă tradiția ortodoxă și pe lângă cugetarea ortodoxă, el este tributar sistemului în care trăiește și care l-a creat și este un om al sistemului. Și când mă refer la sistem, nu mă refer numai la sistemul eclesial, el este un om al sistemului globalist planetar. Nu numai că l-a adus pe omul acela și l-a pus cu semnul robiei pe chip să citească rugăciunea de dezlegare de Satan, dar ia și bagiocorii Sfântul Botez, făcând o practică inacceptabilă.
înaintea lui Dumnezeu, el, acest preot, este responsabil pentru sufletul acestui american, care, dacă vine din lumea papistaș, tocmai a constatat că nu e nicio diferență între papistașii lui și papistașii noștri. Dumnezeu să-i ierte și să-i înțelepțească.